Mascații au descins la sediul Registrului Auto Român Gorj, unde alături de ofițerii de GEA și jandarmi au desfășurat o acțiune a Direcției Generale Anticorupție. Persoanele verificate au fost reținute sub acuzații de corupție. 710 lei este suma pentru care angajații RAR ar fi trecut cu vederea problemele mașinilor care erau expuse expertizei. Ofițerii de GEA Gorj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au organizat și efectuat activitatea de prindere în flagrant a unei persoane fără calitate specială, angajat al unei instituții publice, care a primit cu titlu de mită suma de 710 lei de la reprezentantul unei societăți comerciale de intermediere în matriculări auto, în scopul obținerii avizului de inspecție tehnică a unui autovehicul achiziționat din Anglia, care nu respecta condițiile tehnice. Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că angajații ai unei societăți comerciale din județ sunt implicați în activități de intermediere a înmatriculării unor autovehicule cu sprijinul unor lucrători din cadrul unei instituții publice specializate, aceștia din urmă încălcând prevederile legale cu privire la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu referitoare la identificarea, omologarea și acordarea dreptului de a circula pe drumurile publice unor autovehicule ce prezintă defecțiuni tehnice sau nu au reglate farurile pentru Europa, fiind cumpărate din Anglia, se arată în comunicatul Direcției Generale Anticorupție. După perchezițiile de la Registrul Auto Român Gorj și după audierile care au avut loc până târziu în noapte, anchetatorii au reținut 4 persoane pentru 24 de ore.